Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Skype PPP. E bine, episodul acesta e ceva mai special, de-aia vă rog să apăsați și voi pe butonul de like. După cum vedeți și voi, sunt înconjurat de player. Oh my god, bine, am anunțat înainte să filmez, dar asta nu contează. În fine, ne aflăm pe serverul speed.minecraft.lingeromania.ro și o să încerc să vă explic cât mai mult despre serverul acesta. Ei bine, acum 2 ore s-a deschis, bine, ceva de genul și, da, bă, momentan nu vă puteți conecta după DNS, după nume, aveți IP-ul serverului în descriere și nu, vă aștept și pe voi și acum vreau să vă spun și să vă anunț că acesta nu este un Skype PvP obișnuit. Acum vă întrebați, bă, stai, cum e un Skype PvP obișnuit? Simplu. Ei bine, ținând cont că construcțiile sunt originale, uite, ai o navă, pana mea, și elicii sub insule, asta a venit că e ceva original. Și în al doilea rând, dacă omorâm un player, acesta ne va da 50 de bani. Cu 100 de bani vom cumpăra un emerald. Cu, da, stai că trebuie ceva emeralde. What? Money. Ce? Nu mă știu dacă mă la money. În fine, bă, stai, nici nu pot. În fine, nici nu pot exporta diamante în momentul ăsta. Dar stai. Ăsta putea să cumpere, se poate cumpăra, în fine, o fi ceva... Rad că ăsta... În fine, e chestia că eu am flyer, nici la... Oh my god, stai ce am, am VIP, mi-a dat VIP ăștia. Bă, nu VIP, că... Ok, chiar mi-a dat VIP și VIP-ul nu e, nu are acces momentan, adică momentan nu a făcut accesul la comenzi și da. Uite, vezi ce grad mi-a dat acum, mi-a dat min, vedeți că acum pot să cumpăr ei. Ok, și un player normal poate să cumpere, în fine, cumpărăm emeralde de aici, bineînțeles după kill-urile făcute, deci să văd cât am. Nu mai am niciun bani, ok, abia am 1000 și bani. Cu emeraldele astea vom putea face multe chestii. În primul rând vom da 2 emeralde pe o sabie, pana mea 8 pe un diamond sword ei. Așa, după arme OP, puteți să ne luăm o sabie cu arme 7 pe un stack de emeralde. Nu e așa de mult, dacă omorâți în jur de 50 de player veți face banii pentru sabia asta. Și acum, armuri, pana mea, armuri OP, protection 10, în fine. Acum vă interesează chestiile astea. Aici e, stai, unde, nu mai au nume, în fine, ăsta. Diamond Weapon. Aici, la Diamond Weapon, sunt iteme super OP, vedeți și voi, care e Sharpness Enchant level 20. E cea mai OP sabie după tot serverul. Și nu, cum o puteți obține? Pe 32 de Nether Star-uri. Simplu, dăm aici emeralde, puchi și pâi, ne dă Nether Star. După, cu Nether Star-ul îl dăm lui ăsta și ne dă sabia asta, wow. Chestia e că pe Skype VP trade-ul e mai neobișnuit așa, adică sincer noi după absolut niciun server chestia asta și da, e originală. Și aici armuri OP. Protection 20, pușca mea, tot ce avem nevoie. Și cam asta e ideea, hai să-mi las și eu emerald aici. Să vine așa ceva pe live și vedeți și voi că am multe gheppele și chestii de genul. În fine, o să stăm acum să iau ceva iteme. Bine, chestia e că eu știu să fac labirinturi și tot ce mai e pe mapele astea. Deoarece, nu, e făcut de mine și logic că știu.
Mai ai jumate de inimă, nu, please, please, no, te rog. Bă, eu am un gheppăl. Așa, thank you. Am luat un gheppăl, acum m-am mai salvat. What the fuck? M-am mai salvat. În fine, chite că tocmai ce-am făcut live, sunt obosit, oa. În fine, deci pe Waffle, pleacă. L-am împins. A picat pe elice cumva, da, a picat pe elice. Nu, lasă-mă, te rog. No, please. Ok, mi-a dat gheppăl. Și poțiuni. Așa. A început ploaia, fucking hell. I think it ploaie, că nu-mi place. Bă, stai că dăm toggle down false. Nu știu ce, nu am comanda asta. Așa. Încerc un perlele. În fine, o să încerc să nu vă arăt toate locațiile itemelor, deoarece puteți spun. Nu se mai fie așa de interesant, dar nu, pana mea, hai să mă fac full diamond cel puțin, nu? Sau să vă și vom cum să vă faceți full diamond, că bănuiesc că vă interesează. Așa, luăm puțin de fire resistance de aici. Și acum cel mai ciudat loc, ăsta. Yay. Așa mai ascuns ca să nu știe toată lumea. Și aici sunt căștile. What? L-ai schimbat. De ce l-o fi schimbat? Oh my god, am reușit. Credeți-mă că până acum am făcut live și tocmai ce am închis live-ul și sunt destul de răgușit, obosit și chestii de genul. În fine, bă, văd că a schimbat locația itemelor. Bine, acolo trebuie să fie căștile de diamond, dar bine, l-a pus în altă parte. Pana mea. Hai să vedem ce găsim și pe aici. În fine, pe aici e XP battle-ul de aici, nu? Nu contește, nu am nevoie de XP battle. Yeah. Pleacă. Să mă bat cu el, bă, n-am gheppăle și n-am iteme pe, deci nu o să mă bat, că poate mă bate. Și n-am gheppă. La așa. Stânga, pucă și pă... Aaa, m-am pierdut, pe bune. Ah. Gata, puh. Așa. În fine, bă, chestia e că a băgat, vom băga de fapt, ăsta mă, Kid Crate, deci votați pe un site, după vă dau o cheie și cu cheia aia deschideți un chest și dacă aveți bulan vă pică item OP. În fine, aici e un asteroid așa, mamă, în munte, ei, s-a oprit în munte, ceva de genul. De ce e așa o încăpere pe creta, oh my god, nu știu. Știu la ce pot să spun. Bă, cred că eu am nevoie de... armură. Și nu știu unde a pus să o mute stupări cu ăștia. În fine, pana mea. Da, locația o știu cât de cât. A, uite aici. Bă, bine, trebuie să combinăm chestiile astea. Așa. Acum, asta e insula Candyland, tărâmul dulciurilor. Și da, e o farfurie cu cookie. Bă, de ce am mutat? Fucking hell! De ce crezi că a schimbat, frate? Itemele. Nu știu, e sincer să fiu, chiar nu știu. Da, nu, pana mea. O să vorbesc. What? Am dat fail? Am dat fail! Oh my god, am pierdut itemele. Știu da ce pot să spun. Hai să luăm o dată și încerc să mai căutăm iteme. Nu e să le căutăm, să ne luăm iteme de fapt, că nu. Da, așa. Cât de fain poate fără de copacul ăla. Vezi că are și mere în el, omul gând. Așa. Păcă și bă.
Mi se dă telefonul că nu mai am baterie, fucking hell. Ok. Am ajuns un pom. Acum, pe unde pușca mea? Nu știu, sunt chiar să fiu. Mă plimb și eu pe aici. Că asta nu l-am făcut eu și n-am de unde să știu. Troll. Nu ți-a pus semnul ăsta, nu-mi place. Aici, cumva? Played. What the fuck, nu. Fail. Am auzit înapoi, pe bune. Unde, bă? Pe bune, chiar nu știu pe unde l-a pus. Pușca mea. Oh my god. Unde a fost ăsta, mă, labirintul? Nu e așa de complicat dacă știi că sunt eu noob și... și da. Ai greșit drumul, oh my god. Așa mai complicat, te amețește, dar ce contează? Mă cu înapoi acum, nu mă cu înapoi. Oh my fucking god, bă, cum e să te pierzi pe propriu server, în fine, ce e goldul, wow. Așa. Oh my fucking god, ce mă pierd pe aici? E gata. Păi aici e zona destul de bună de PvP, gândiți-vă și voi că dacă vă bateți cu unul pe undeva pe aici, e destul de complicat să fug el așa, oh my god, haha, stai că fug, nu. E destul de complicat să fac chestia asta și ține insulă faină. Hai să-l bate pe ăsta. Le luăm și perlele. Nu, please, spune că a dat cu perle și n-a dat fucking hell. În fine, ce fain e la acolo. Așa. Bă, nu uitați că aveți IP-ul în descriere, cât și site-ul de donații, dacă vreți să vă luați un grad pe serverul acesta. Și da, oh my god, am intrat în foc, fucking hell. Nu, please. Așa. Ok, thank you. Hey, mi-a dat perle. Acum haideți să luăm mai multe, să le duplificăm. No fail, te rog, please, haide. Oh my god. Dar cred că acolo am pus blocuri invizibile, ca să nu poată fi spartă chestia aia. Yay. Așa. Și acum cum facem? Așa. Și 3, 2, 1. Aaaa! Grip. Ce șmecherie am făcut. Hai să dau spawn. Spawn, please. Să prădă, bă, nu. Gata. Așa. Acum facem chestia asta. Yay, gata. Legiune, wow! Ce au băiatul, în fine, anti-PVP, e logic că e anti-PVP. No, 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 aaa! Ah, ok, face timp. M-am speriat degeaba. În fine, bă, vom mai face noi insule, dar când avem timp momentan, ne ocupăm de survival, trebuie de tine și survival-ul. Și unul mă lovește, Zidane Andreas, fugă-mă. Ez, pe bune, mai aveam 2-3 inimi. Zică, Ez, nu-mi da bani, please. What the fuck. În fine, bă, cred că eu când filmez îmi dau DOP ca să... să zic, ca să nu pot să fac frunzele și chestii de genul, că, nu știu, pana mea. Dacă mă apucă pe mine, fac PvP cu unul, strig toată insula. Că sunt în stare, adică nu, nu e ceva nou. Să avem lângă mine să facem timp, na, de rage. Aici, Andreas, ne-a luat banii înapoi, yay.
sferle. Așa. Bine, bă, voi muta feria de Skype VP pe serverul ăsta, adică, nu, e logic. Și, bă, adică, nu știu, nu o să mute tot, adică, dacă... cum să spun? Nu o să mut de tot. Am dat seama ce să spun, fucking hell. Ce e blocul acolo? Dacă nu sunt player pe speed, voi filma pe legend și da, dacă nu sunt pe legend, voi filma pe speed, cam asta e ideea. Ok, bă, uite un chest acolo mic, poate le scris, nu pot, e logică, nu pot, e un cap cu forme de skin. Hei, speed voi. Nob. Ia de-aici fraiere. Mă, mi-a dat un el, îmi ia falling damage, îl vă pun acolo, cine e ăsta? Comandoing, are flyer ăla. Hai după el, what? What? Eu-mi cu capul de hashnet pe ei. Eu-mi cu capul de sand. Vedeam că e un bloc, un asteroid. O să-l bat, nu-mi pasă. Așa. Nu pot echip focul, nu pot. Yes, nu pot să închid, adică nu știu. E logic că nu trebuie să poți să închizi focul ca să arate fain. A bine, dacă ne uităm în spate sau sus, vedeți și voi acolo un asteroid așa, cât pe ce să picem. În fine, e făcut de mine, omul. Și acolo mai e unul. Se vede cât de cât. Ok, păcă și pă. Așa, le dai fraiere. No, bă, închidem aici clipul, dacă v-a plăcut, nu uitați și voi să apăsați pe butonul de like. Nu uitați că v-am lăsat IP-ul serverului în descriere. E bine, și site-ul de donații, logic. Și no, bă, eu am fost legend beta și ne vedem data viitoare, bă, baftă.